TV Sud.ro continuă seria sondajelor care vizează ocuparea celor mai importante funcții din Oltenia. Al patrulea studiu pentru desemnarea primarului orașului Turceni s-a încheiat astăzi, Ion Iordache fiind câștigătorul detașat cu 75% din voturi. În total, peste 1600 de persoane și-au ales favoritul. De astăzi, timp de o săptămână, sunteți invitați pe tvsud.ro pentru a stabili în ce lider de sindicat din minerit și energie aveți încredere. În competiție se află 9 candidați, însă există și opțiunea niciunul. Al patrulea studiu lansat pe site-ul tvsud.ro a vizat posibilii candidați pentru funcția de primar al orașului Turceni. 1601 persoane au votat pe tvsud.ro. În competiție s-au aflat fostul primar Ion Iordache, actualul edil Dumitru Gâlceavă, consilierul local și președintele fostului PDL Turceni Doru Cornescu, fostul primar Ion Dumitrașcu, consilierul local Ion Pasăre și actualul viceprimar Cristina Cilibiu. Potrivit răspunsurilor, dacă mâine ar fi alegeri, 1200 dintre alegătorii înregistrați în studiul tvsud.ro ar opta pentru Ion Iordache, obținând 75% din voturi. Pe locul 2 se clasează Ion Dumitrașcu. Acesta a obținut 225 de voturi, fiind urmat de Doru Cornescu. Începând de astăzi, timp de o săptămână, tvsud.ro vă invită să alegeți liderul de sindicat din minerit și energie în care mai aveți încredere. Studiul poate fi distribuit atât pe Twitter cât și pe Facebook. În competiție se află Constantin Crețan, Dan Pârvulescu, Gabriel Căldărușe, Constantin Mitrescu, Eugen Iovan, Nicolae Bădița, Adrian Marciuc, Gabriel Bălăceanu și Aurel Nanumic. În studiul propus de tvsud.ro a fost introdusă și opțiunea niciunul. Odată cu lansarea întrebărilor privind ocuparea celor mai importante funcții din Oltenia, site-ul tvsud.ro a înregistrat, conform studiului făcut de specialiștii de la statistici, analize și comparații, un număr record de vizualizări. Următoarele pe listă vor fi și celelalte județe din Oltenia. Studiul, alături de informațiile de ultimă oră, știrile în exclusivitate și cele de breaking news, au atras un număr impresionant de afișări. tvsud.ro rămâne astfel cel mai important site de știri din Oltenia.